Stephen Hawking și-a exprimat foarte clar părerea despre viața extraterestră. Dacă extratereștrii ne vor vizita vreodată, cred că rezultatul ar fi la fel ca atunci când Christopher Columb a debarcat pentru prima dată în America. Ceea ce nu s-a dovedit a fi foarte bine pentru nativii americani, a declarat acesta. Ulterior, el a declarat reporterilor că o civilizație care citește unul dintre mesajele noastre ar putea fi cu miliarde de ani înaintea noastră. Dacă este așa, va fi mult mai puternică și s-ar putea să nu ne vadă mai valoroși decât vedem noi bacteriile. Alți oameni de știință au observat că extraterestrii, ca și oamenii, vor prețui probabil resursele naturale. Bănuiesc că resursele ar fi limitate oriunde în univers, a spus Shostak.